Există riscul să intervenim și pe banca tehnică? Păi, dar nu am pe cine să bag, adică, na, dintr-un fel, la, eu cred că ar trebui, de ce, el, adică m-am interesat, el știe, antrenează bine, e bun antrenor, dar nu-l ascultă, după momentul ce nu te ascultă jucătorii, că spune... Păi, dar vă dați seama că nu-l ascultă câte vreme dumneavoastră faceți schimbările, pentru că automat în vestiarul, fotbaliștii când simt miros de sânge, cum se spune, sar pe victimă. Iar în momentul în care se știu lucrurile acestea, e clar că nu are... Bine, hai că acum am cert, mă știu, hai pe eu nu vă cert. Dar ce fac? Mă dai păi nu mă cert, dar vă spun că e un argument pentru care dumneavoastră recunoașteți că Dinu, care este un băiat extraordinar și mie mi se pare că el știe foarte mult fotbal, bine, are această problemă. Bine, să fii sănătoasă atunci. Bine, du-te pun pe tine antrenor. Nu vreau să mă puneți pe mine antrenor, că n-am licență pro. Nu sunt antrenor. Bine, ei, dar te-am vorbit cu tine și cu asta. Să fii sănătoasă. Dar e foarte corect, dar eu nu vă contrazic. Bine, gata, bine, nu mai îmi dai indicație. Dacă îmi dai indicație, să fii sănătoasă. Păi asta este menirea noastră, domnule Becali, într-un fel sau altul. Menirea voastră, dați indicație la cine vreți. Eu nu vă răspund să-mi dați indicație. Dar hai, pară, răzut. Dar de ce v-ați supărat? V-ați supărat acum? Dar nu vreau să-mi dai indicații tu mie. Nu aude, bă, ce... Domnule Becali, dar... Vă spun ce e un lucru cert. Bă, dar tu ce crezi că am ajuns idiot? Adică să dar cine spune că sunteți idiot? Cred că acum vă enervați foarte tare și cred că o să degenereze acest conflict, acest dialog verbal. Vă mulțumesc tare mult pentru amabilitatea pe care ați avut-o și de care ați dat dovadă. Ce vorbești? Nu vorbim mult. Doamne Becali. Ce vorbi? Adică îți răspund ce ești cum dai indicații. Păi... Nu răspundeți mie personal, că până la urmă cu fanii Stelei, fanii celor de la FCSB vorbiți prin intermediul nostru, că așa stau lucrurile în lumea asta largă. Da, păi dacă la... Păi și ce așa? Păi așa și cum trebuie să vorbesc cu fanii Stelei? Să mă certe pe mine sau cum? Dar nu vă ceartă nimeni. Punctam un lucru care este evident. Bine, mă, dacă e evident, așa vreau eu, hai să fie zănătoasă. Păi da? Foarte bine, este business-ul dumneavoastră, n-am contestat acest lucru. Bine, vă mulțumesc tare mult.